materialul de ieri în care Adelina îi propunea lui Alin Logodna pentru a fi alături de el nu avea cum să nu aibă un impact, mai ales asupra doamnei Daniela. Sper că n-ai făcut greșeala asta, că acum mă îmbrac. De ce trebuie să insiste? Ceva forțat. De ce insistă? Mie chiar nu-mi place. Adică te iau cu forța. Păi cam asta de dinseamnă. Nu, mai Roma a răutățit. Degeaba. Pentru mine e o dragoste cu forța. Doamne, pupață și tălpile. Opriți-l, că chiar mă... Asta e forță. Dacă el nu simte, de ce forțează? De ce eu nu văd? O să mă milogesc în fața la un bărbat să-mi dea dragoste și să-mi ofere? În viața mea, am 50 de ani, dar nu m-am milogit. Stupefacția doamnei Daniela nu avea cum să fie anticipată de Alin, cel care abia aștepta să vadă filmul alături de Cosmina. Nu o să-ți povestesc filmul, să știi. Să nu povestești. Dar Cosmina știa ce urma să se întâmple, fiind un complice de nota 10, cu lecțiile făcute și cu intenții bune. Alin, sper că ai ales și o să alegi ce e mai bun pentru tine. Noi am vorbit telepatic și nu numai. Și să fii fericit. Și îmi pare rău că nu am putut să-ți spun nimic. Dar acum rămâne să vedem dacă o să ieși fericit aici sau nu. Și eu sper să ieși fericit și îți doresc toate cele bune. N-am vrut să iau parte la toată chestia asta. Și am refuzat din sar, dar m-am uitat. Nu știu dacă Alina a înțeles ceva din ce am vrut să-i transmit când m-am uitat spre el. Nu m-am așteptat la asta. Când am văzut pe ecran, mă așteptam că vrea să-mi transmită un mesaj sau ceva. Da. Nu m-am dar niciodată tu n-ai văzut ce față aveam eu? Filmul, da, am văzut. Eu, sincer, când am văzut că bagă filmuleț, m-am așteptat. Cosmina, îmi pare foarte rău, chiar. Bă, dar nu e vina ta, asta nu e... Nu am vrut să particip. Da. Tu îți dai seama cât de mult poate să te iubească fetița asta? Da, nu mai știi dacă e vorba de iubire aici. Când iubești pe cineva, trebuie să faci orice, să fii cu el sau ea. Exact. Ea a făcut orice ca să fie cu tine. A făcut orice. Vezi, e iubire, ea a făcut asta orice iubire, și da. Tu nu chiar poți să faci așa. Chiar dacă e obsesie... Stai în locul tău, nu știi ce înseamnă iubire. Sigur că mă iubește, dar... A lăsat garda mult prea jos și mi-e greu, foarte greu să mă exprim. La un moment dat m-am gândit, bă, dacă o să zic da și nu simt, n-are niciun sens. Exact, da. Tu chiar dacă o iubești și ți-l aia, nu e momentul acum. Nu e momentul, asta am spus. Dar tu trebuie să fii open mind. Știu că acum toată lumea o să fie... Știu că acum toată lumea o să fie pe tine și maică ta și Cosmina și Adelina și... Vor fi păreri împărțite ca de obicei. Exact. Nu mă interesează asta. Open mind singur, fără... Lasă să țipe, să ure toată lumea. Tu să stai, să ții deciziile singur, să... Știi? Iar vestea că Adelina va locui în casă timp de 10 zile a agitat-o și mai mult pe doamna Daniela, făcând-o să reacționeze tranșant. Cred că îmi fac bagajul și plec eu alea 10 zile și mă întorc. Nu mă interesează. Alina, ai grijă 10 zile dacă vrei război cu mine. Eu atât am spus. Să vină, să intre Mimoza. A venit Sper Mimoza. Sper că vii cu pace. Hai, ia loc aici, te rog. Sper că frumoasa din povești. Ia loc. A venit frumoasa din povești. Ce drăguță e. Nina, ai intrat bine și ține-te de mână, mă. Păi atunci o să avem noi război dacă nu o să ai cu ea. Eu zic, doamna Daniela, nu, să vă liniștiți. Nu, doamna Simona, îmi pare rău. Deci pentru mine Adelina e deja, poate era la jumate. Cu milogeala asta, gata, îmi pare rău. Astea 10 zile vreau să vă anunț dinainte că nu o să fie cum a fost până acum. Eu nu accept așa ceva. Dragoste cu sila. Oricum 10 zile face pe sfânta, cum a făcut și la început. Nici după terminarea emisiunii, conflictul nu se aplanase. Ba, din contră, doamna Daniela trecea la amenințări, exprimându-și frustrările. Ai grijă ce faci. Deja ai făcut un pas care nu m-ai anunțat când ai chemat-o în casă. Nu, al doilea, ai grijă, al doilea n-am ce faci? Nu, atât, nimeni. Începe războia cu 10 zile. Ai de capul meu, chiar că... Am fost prima care v-am spus că vine Adelina. Ai de cap. Nu, că Alin, gata, a terminat-o cu mine. Penibil. Și se forțează, vezi, doamne, să facă atmosferă cum a făcut la început. 3 săptămâni, 2 săptămâni. Alin, nu o să scape de ea niciodată. Da, știu asta. Ca râia stă pe el, dar asta nu... Adică nu putea să mai aștepte o săptămână afară. L-a forțat cu inelele ca să spună da. Da, Alin, adică de ce să spun da? De dragul ca de a spune da? După surpriza asta, că nu prea ne prea trebuie de mâncat. Dar care ne trebuie? Adică vreți să spuneți că e o surpriză neplăcută? Da. Dar nici plăcută nu e. Da.
Câteva momente mai târziu, Cosmina se alătura grupului, încercând să facă față unei avalanșe de impresii și recomandări călduroase. Greșeala mea e că mă împrietenesc eu cu băieții, asta e mare greșeala mea. Și că mă așa atașesc, că de-a venit m-am atașat și am pierdut un prieten acum, că eu cu el nu mai pot să vorbesc. Păi, dar de ce să nu... Din contră! Nu din contră să trebuie să vorbești! Nu pot să fac așa ceva. Nu, că e prietenie, aici se vorbește între toți. Să vedem gelozia ei unde se ascunde. Să vedem gelozia ei unde se ascunde. Că se ascunde 10 zile aici afară, o să fie la fel. Din contră trebuie să te duci să vorbești cu el. Că să vorbești cu un prieten nu-i nimic urât. Poveste de iubire, poveste de iubire. Ca poți fiept înainte și învață să lupți. Da? Așa. Ea a recunoscut că îi place și e normal să se simtă penibil că... Tocmai de-aia. Să vedem dacă ea luptă mai tare ca tine. A zis că vrea să vorbească cu mine, fata. Nu i-a cer nicio vorbă. Te rog frumos. Bine, vă ascult. Pentru mine Alin rămâne prieten în continuare, pentru tine iubit. Deci eu de Alin nu mă îndepărtesc ca prieten. Și nu avem nimic de vorbit. Vă dați seama acum cum am început să plângă, că e geloasă, că a intrat Adelina, că e supărată. Nu, bă, pentru că ești complice. Eu am făcut două atacuri de panică la cinema. Pentru că ai fost complice și de-aia plângi și de-aia te ofi. Și nu am vrut să fiu. Asta o obsesie din partea ei. Am rămas șocată. Da, dar nu mai plânge. Hai, calmează-te și mănâncă sufica. Vreți să vă spun eu pe aia dreaptă? Dumneavoastră sunteți anti și ei văd un fel de Romeo și Julieta. Lasă că nu stă susținătorii cu ea în casă. Dacă Alin vrea să uite de familie, să uite, să se mute cu ea la cămin. Eu continui la fel. Foarte bine, asta ca și până acum. Nu vreau să mă cerci, asta nu o să fac. Cu o persoană care are ceva cu mine, cred că o să pot să fac față. Păi, să spunem, nu poți să pui, trebuie să mai pui pe nu în față, adică cine știe? Na. Numai că o să fie sufocant de ea, ai văzut? Da. O să, așa o să-i vezi mereu, în cârca lui, de ei se vede doar atât, doar ochii, dar nici ochii, doar nasul ca să respire. Fără nicio răutate, ăsta e adevăr. Ca femeie, în viața mea, deci nici dacă, Doamne, nici dacă ar fi prințul din oricât de tare l-aș iubi, să mă înjosesc eu ca femeie. Și mai ales în fața la atâta lume. Niciodată mi-a zis, Doamne, ferește, am prevers să plâng acum să mă vadă lumea sensibilă. Dar de ce, cine ești tu să judești? Poate femeia chiar îl iubește ca o nebună. Sigur, știi tu. Iza, sigurat. Iza, asta nu e iubire nebună. Asta e obsesie. Nu e adevărat, asta e iubește în felul lui. Părerile sunt împărțite și în rândul fanilor emisiunii, dar Adelina, vreau să te întreb ceva, apropo de intrarea ta, de cum te-a primit casa, de reacția lui Alin. De ce ai vrut tu să vii în casă? Să vin pentru el, pentru că nu mai puteam să stau departe, pentru că mi-era foarte greu. Este foarte greu ca unul să fie afară și unul să fie în casă. M-am consumat enorm de mult. Prietenii mei știu, părinții mei știu și am simțit nevoia să... Dar de ce te-ai consumat? Pentru că l-ai văzut. M-am consumat foarte ok cât ai fost tu în lipsă aici în casă. Adică nu a flirtat. Dar nu am spus că ar fi făcut ceva în neregulă. Păi, atunci... Nici o secundă n-am spus chestia asta. Nu am venit cum să speculează că, vezi, domnule, eram geloasă pe Cosmina sau mai știu eu ce. Nu am treabă cu fata, nu am o problemă cu ea și nu o să am niciodată. Că nu m-a deranjat cu nimic și n-a făcut nimic deplasat. Am venit strict pentru Alin, pentru relația noastră, pentru că am luptat și o să lupt în continuare până în pânzele albe pentru relația asta. Și vreau să te mai întreb un lucru. De ce ai avut reacția aia acolo la cinematograf în momentul în care omul a spus nu și a fost ferm în decizia asta a lui? Fă și ți-a și explicat că vrea să fie el care să facă pasul dacă o să simtă. Da, probabil într-o zi va face. Eu m-am panicat în momentul respectiv și asta a fost situația. Dar nu regret. Mai bine regret că am făcut-o decât să regret că nu am făcut-o. Chiar nu-mi pare rău. Într-o zi o să facă tot așa, că îl forțezi tu, deci nu face din dragoste. Nu îl forțează. Ba da, îl forțezi.